Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Binătatea bisericii tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia îți plătește preamărindu-i cu dumnezeiască ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjdim întru tine. Pace lumii tale dăruiește, bisericilor tale preoților, conducătorul țării noastre și întregului tău popor. Pe toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, coborându-se de la tine, Părintele Luminilor. Și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii foarte bine
îndemnul Sfintei Scripturi care spune așa, că mai fericit este a da decât a lua. Și de aceea, în toată viața lui, întotdeauna a oferit. Acum, cei mai miculuți dintre noi, care deja s-au adunat aici, în fața Sfântului Altar, știu faptul că părinții de aici, de la biserică, și împreună cu dumneavoastră, v-ați întâlnit cu Moș Nicolae, și că Moș Nicolae le-a trimis darul în această zi. Și bineînțeles, în fuguțele cu care vor merge acasă, vor găsi de toate, cele ale lumii acestea. Dar ar fi foarte important, iubiți credincioși, să înțelegem lucrul acesta, că Sfântul Ierarh Nicolae și toți Sfinții au ceva mai bun și pot să ne ofere mult mai mult decât așteptăm noi de la ei. În primul rând, noi așteptăm de la Sfinți ajutor pentru lumea aceasta și ei ar vrea cu prisosință să ne dea cu bogăție cele ce sunt pregătite dincolo de lumea aceasta. Și dincolo de darurile acestea pământești care au rolul lor de a întreține viața omului, viața lui biologică, să știm pururea că Sfinții pot să ne ofere multe daruri duhovnicești care să ne ajute pe noi să fim cu adevărat fericiți. Vă aduc aminte un pasaj din Sfânta Scriptură, din Faptele Apostolilor, când, după pogorârea Duhului Sfânt, Petru și Ioan se urcau la templu. În fața templului era un cerșetor, un olog pe care familia l-a ducea dimineața, îl lăsa la intrarea în templu și el cerea milostenie tuturor celor care mergeau la rugăciune. Și Sfântul Apostol Petru, împreună cu Ioan, îl văd pe acest olog, bineînțeles îl cunosc, și Sfântul Petru îi se adresează cu următoarele cuvinte. Argint și aur să-ți dau, nu am. Dar ceea ce am, aceea-ți dăruiesc. În numele lui Iisus Hristos, scoală-te și urcă. Iată, iubiți credincioși, ce ne-ar putea nouă oferi Sfinții. Nu doar argint, nu doar aur, nu doar cele ale lumii acesteia, ci pot să ni-l ofere și trebuie să ni-l ofere pe Mântuitorul Iisus Hristos. Nu știu, iubiți credincioși, referindu-mă acum și la noi preoții, și la dumneavoastră credincioșii, în ce măsură suntem conștienți noi atunci când venim la biserică despre darurile pe care le cerem de la Dumnezeu. Sau care sunt acestea? Bineînțeles, și în cadrul slujbei le cerem și pe cele ale lumii acesteia. Dar ar fi bine să pășim în Sfânta Biserică și cu această conștiință că Dumnezeu poate și trebuie să ne ofere daruri duhovnicești. Acum, cuvântul meu din această zi legat de Sfântul Ierarh Nicolae se va referi la darurile duhovnicești pe care Sfântul Nicolae ni le-ar putea oferi în măsura în care ne-am ostenit și noi ca să le obținem. Și sintetizează Sfântul Grigorie Teologul darurile duhovnicești pe care Sfântul Nicolae ni le oferă la trei. Și spune el așa. Credință pentru suflet, adevăr pentru limbă și curăție pentru trup. Repet. Cele trei daruri sintetizate de Sfântul Grigorie Teologul și pe care ni le poate oferi cu bogăție Sfântul Ierarh Nicolae. Credință pentru suflet, adevăr pentru limbă, curăție pentru trup. Și le-aș lua în câteva cuvinte pe rând. Credință pentru suflet. Iubiți credincioși, dumneavoastră, toți cei ce astăzi
V-ați gătit frumos și ați venit la Sfânta Biserică, ați venit mânați de credința pe care o aveți în suflet. Sunt și alți oameni care spun despre ei înșiși că sunt oameni credincioși, care n-au venit astăzi, care poate nu vor veni nici mâine, care vor veni probabil mai rar la biserică, dar care spun, repet, despre ei înșiși că sunt oameni credincioși. Acum, despre Sfântul Ierarh Nicolae, într-o parul lui, într-o cântare reprezentativă pentru viața și activitatea lui, este numit îndreptător al credinței. Repet, un îndreptător al credinței. Cu alte cuvinte, el vine să îndrepte credința omului. Ei bine, ce ar trebui Sfântul Nicolae să îndrepte la credința noastră a fiecăruia dintre noi? Este o întrebare particulară la care m-aș bucura dumneavoastră să vă găsiți un răspuns. Cu privire nu la viața celor de lângă noi, ci strict la viața noastră. Dar ce cred eu că ar trebui să îndrepte Sfântul Ierarh Nicolae la credința noastră a tuturor este întâi de toate faptul acesta ca a noastră credință să fie lucrătoare. Să fie vie. Spunea Părintele Teofil Pârean un lucru foarte interesant. Spune așa: dacă credința omului nu este atât de puternică încât să-l determine în zi de duminică sau sărbătoare să vină la biserică, nu este o credință. Este o credință de subzistență. Avem și noi credința în ceva, dar credința aceasta nu ne prea poate ajuta nici în lumea aceasta, cu atât mai puțin în lumea cealaltă. Ei bine, iată, Sfântul Nicolae ar vrea întâi de toate să ne învețe cum să facem noi ca a noastră credință să fie vie și lucrătoare. Și întâi de toate ne învață lucrul acesta că avem nevoie de biserică. Avem nevoie de Sfânta Liturghie. Avem nevoie de Sfintele Slujbe și, bineînțeles, avem nevoie de preoți, de care să ascultăm și de care să ne lăsăm povățuiți spre Împărăția Lui Dumnezeu. Se spune în Sfânta Scriptură, în Epistola lui Iacob, un lucru pe care noi îl cunoaștem. Credința, spune el, fără fapte, este moarte. Sfântul Ierarh Nicolae ne arată și lucrul acesta. Că dincolo de prezența noastră activă la viața Bisericii, ceea ce se întâmplă aici, la Sfânta Liturghie și la celelalte slujbe, trebuie să aibă un ecou profund în viața noastră de zi cu zi. Și vorbesc teologii, folosind un termen foarte frumos, liturgia de după liturghie. Adică aici primim conținutul nostru de credință, ni-l asumăm și îl facem să rodească în viața noastră de zi cu zi. Îl facem să rodească prin faptele noastre. Acum dumneavoastră și noi toți știm că cei ce sunteți azi la biserică și cei ce venim în mod obișnuit la biserică, dintre credincioși ortodoxi, suntem un procent destul de mic. După ultimele estimări și sondaje, doar 9% dintre credincioși ortodoxi frecventează regulat Sfânta Biserică. Un procent destul de mic. Și de aceea ar trebui ca cei 9% să fie un ferment pentru cei din afară, ca acest procent să crească. Și vom putea fi cei 9%, puțin cât suntem, un ferment pentru ceilalți, doar în măsura în care ceea ce învățăm aici transpunem în faptele noastre de zi cu zi și devenim alți oameni. Știm și lucrul acesta, că pentru cei 91% sau pentru o parte dintre cei 91%, credința, biserica, sfintele slujbe au devenit lucruri incomode. Dacă îmi permiteți să folosesc un cuvânt
mai dur. Biserica a devenit demodată. Omul contemporan are o viziune mai largă, spune el, și nu poate să accepte conservatorismul bisericii și adeseori se folosesc și termeni mai buni, primitivismul ei. Bineînțeles, îl folosesc și eu în ghilimele. Dar eu cred, iubiți credincioși, și sunt convins de fapt că credința îl disciplinează pe om, nu îl face să fie demodat. Credința îl pune în rânduială. Credința, până la urmă, îl face să aibă respect de sine și, bineînțeles, să-l respecte și pe cel de lângă el. Aceasta ar fi categoria celor 91%. Acum, cu privire la credința noastră și la ceea ce Sfântul Nicolae trebuie să îndrepte la ea, ar fi și lucrul acesta care se referă la noi, cei ce suntem aproape de biserică. Adeseori, în loc să fim un ferment, în loc să fim un model, o pildă pentru cei din afară, suntem niște oameni mândri, niște oameni aroganți, niște oameni care adeseori trâmbițăm credința noastră și o nu o punem în lucrare așa cum ar trebui. Și v-aș da ca pildă, în sens de adevărată credință, smerită, pe tatăl acelui copil demonizat, care a venit înaintea Mântuitorului Hristos. Și atunci când Mântuitorul Hristos l-a întrebat dacă el crede că îl poate vindeca pe fiul lui, el a zis așa: cred, Doamne, Tu ajută necredinței mele. Și a mărturisit credința, dar a mărturisit și neputința credinței lui de a înțelege și de a-L vedea pe Dumnezeu în lucrările sale. Și de aceea a făcut această fericită formulare: cred, Doamne, ajută necredinței mele, pe considerentul acesta, dacă credința mea nu este suficient de puternică ca prin ea Tu să-mi vindeci fiul, atunci, prin Duhul Tău cel Sfânt, sporește-mi credința, fă-o să fie lucrătoare și prin puterea Ta, fiul meu, să se vindece. Aceasta este credința pe care Sfântul Nicolae ar vrea să ne-o arate. Ar vrea să ne-o transmită. Credința smerită. Credința care nu se laudă, care nu se trufește, ci care lucrează prin iubire în lumea aceasta. Acum, iubiți credincioși, legat la darul acesta duhovnicesc, al credinței pe care ar vrea Sfântul Nicolae să ni-l ofere, trebuie să spun și lucrul acesta, că societatea noastră, că lumea noastră nu mai este neapărat o lume a smereniei. Omul caută să fie cât mai independent, omul caută belșugul lumii acestea cât mai mult și de aceea au început și teologii să vorbească despre teologia prosperității și omul să vorbească și el sau să dialogueze cu Dumnezeu în nota aceasta a prosperității. Dumneavoastră cu toții ați auzit de Tudor Arghezi. Și știți că între poeziile lui deosebit de frumoase și sugestive are și psalme. Denumite aceste poezii după cartea din Vechiul Testament numită Psalmi. Psalmii lui David. Și acolo el dă glas acestei dorințe a omului legată strict de lucrurile de pe pământul acesta. Și spune el așa, într-unul din psalmi: o mie de neamuri plecate, domoale, te caută în ceruri, în vis, pe pământ, ascuns, te-au găsit în cuvânt. Sfărâmă cuvântul, cuvintele zboară. El exprimă în aceste versuri două lucruri esențiale. Că Dumnezeul pe care Sfântul Nicolae vrea să ne-l propovăduiască este ascuns în cuvintele Lui. Și
exprimă și frustrarea aceasta omului că într-o lume a prosperității, a comodității, omul nu mai are nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, ci are nevoie de lucrurile din lumea aceasta. Acum, Sfântul Ierarh Nicolae vrea să îndrepte această credință noastră și să ne arate că omul va trebui întâi să caute Împărăția lui Dumnezeu și cele ale lumii acesteia îi se vor adăuga îndreptat. Și din nefericire, credința noastră nu mai este atât de puternică să valorizeze Cuvântul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de mustrările Mântuitorului Hristos cu privire la cei ce îl însoțeau. Unii îl însoțeau pentru că le-a dat pâine și ei s-au săturat în pustiu. Alții îl căutau din dorința de a se vindeca. Erau destul de puțini aceia care îl căutau pe Mântuitorul Hristos pentru cuvintele lui. Și nu de puține ori le face această mustrare. Că urechi aveți, dar nu auziți. Și spune la un moment dat, folosind un citat din profetul Isaia așa: cu urechile veți auzi, dar nu veți înțelege, căci inima acestui popor s-a învârtoșat și cu urechile au de greu și ochii lui s-au închis, ca nu cumva să vadă și să audă și cu inima să înțeleagă și să se întoarcă și eu să-i vindec. Dincolo de trebuințele noastre fiziologice, biologice, să punem la suflet lucrul acesta pe care Sfântul Nicolae ar vrea să ne învețe, ca noastră credință se zidește prin Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea și Sfântul Apostol Pavel poate are cea mai frumoasă definiție a credinței când spune: credința vine din auzire, iar auzirea vine din Cuvântul lui Dumnezeu. Aș trece, iubiți credincioși, la cel de-al doilea dat. Adevăr pentru limbă. Nu întâmplător vreau să mă folosesc și de acest cuvânt. Pentru că trăim într-o lume a risipei de vorbe. Se vorbește mult. Fiecare om este priceput la toate domeniile. Eu, dacă sunt preot, bineînțeles, aș putea să povestesc cu oricine și despre medicină, și despre politică, și despre sport, și despre toate. Dar cred că dumneavoastră toți ați avea încredere în mine atunci când v-aș propovădui Cuvântul lui Dumnezeu. Și nu m-ați luat nici ca medic, nici ca om politic, nu m-ați luat nici ca matematician, ci, repet, ați asculta de mine, probabil, doar atunci când v-aș vorbi despre Dumnezeu. Sigur, revin la faptul acesta că se face risipă de cuvinte. N-ar fi cea mai mare problemă. Problema este că de cele mai multe ori, în risipa aceasta de cuvinte, noi grăim neadevăr. Nu poți să-ți dai cu părerea despre lucruri pe care nu le cunoști în totalitate. Sfinții părinți, mai ales cei care au trăit retrași în pustii, s-au luptat foarte mult cu demonul acesta al vorbăriei. Ar fi vrut de multe ori să povățuiască și să învețe, dar au înțeles în cele din urmă că până la urmă, atunci când nu stăpânești bine un lucru, tăcerea este cea mai bună. N-aș vrea să lungesc foarte mult cuvântul meu. Și de aceea, cu privire la acest dar pe care Sfântul Nicolae ar dori să-l ofere contemporanilor noștri, adevărul lui Dumnezeu,
O să dau glas câtorva versete din doi psalmi. Întâi de toate din psalmul 57 și pe urmă din psalmul 139. Și auziți ce spune psalmistul acolo? Grăiți voi într-adevăr dreptate? Fiindcă în inimă fără de lege lucrați voi pe pământ, strâmbătate mâinile voastre împletesc, încă din zămislire s-au înstrăinat păcătoșii, încă din pântece s-au rătăcit și au grăit minciuni. Și în psalmul 139 este o rugăciune adresată lui Dumnezeu care spune așa: scapă-mă, Doamne, de omul rău. Izbăvește-mă de bărbatul nedrept, de cei ce în inima lor uneltesc nedreptate și în toată ziua războaie pun la cale, limba și-au ascuțit-o precum a șarpelui sub buzele lor venind de asfigă. Iubiți credincioși, să vă mai gândiți la un lucru, pentru că dumneavoastră sunteți oameni credincioși. Cu buzele cu care grăiți neadevărul, cu aceleași buze vă rugați. Cu buzele cu care sărutați icoane și sfinte moaște, cu aceleași buze bârfiți și judecați pe semenii dumneavoastră. De aceea primiți din partea Sfântului Nicolae acest îndemn de a vorbi mai puțin și cuvintele pe care le rostim să fie spre slava lui Dumnezeu. Noi l-am numit, iubiți credincioși, pe Sfântul Ioan Gură de Aur, Gură de Aur, pentru că și-a măsurat fiecare cuvânt. Și ne aducem aminte de profeții Vechiului Testament, care niciodată nu discutau cele ale lor, ci întotdeauna erau transmițători ai cuvântului lui Dumnezeu. Ne aducem aminte, bineînțeles, gândindu-ne și la câtă ură și răutate există în lumea aceasta, și la un proverb de-al nostru atât de frumos: vorba dulce, multă dulce. Și vorba dulce este graiul Sfântului Ierarh Nicolae, al tuturor Sfinților și graiul Bisericii, dacă vreți așa. În al treilea rând, Sfântul Nicolae ar vrea să ne învețe și să ne ofere calea prin care să fim curați. Curați și în afară și în interior. Vedeți dumneavoastră cât de mult s-a degradat vestimentația omului. Și nu este cazul la noi în biserică și astăzi aici, ci este cazul preponderent al tinerilor. Care atât de mult au lăsat în jos nivelul de îmbrăcăminte, încât își strică propria lor frumusețe cu care i-a învățat Dumnezeu. Discutam dimineață cu părinții în altar, înainte de a începe Sfânta Slujbă, de frumusețea costumului popular și de vestimentația pe care o folosim noi astăzi. Dar dincolo de înfățișarea noastră trupească exterioară, bineînțeles, Sfântul Nicolae ar vrea să ne învețe și curăția trupească, interioară, lăuntrică, sufletească. Și de aceea ne propune nevoință sau asceză și cel mai la îndemână mod de a ne nevoi, de a trăi într-un chip ascetic, este postul. Ne îndeamnă Sfântul Nicolae să dialogăm cu Dumnezeu în rugăciune și nu în ultimul rând să ne căim de toate faptele noastre rele, venind la scaunul spovedanii, de unde să primim iertare. M-aș bucura, iubiți credincioși, dacă, nu pentru cuvânt
care este sărat, ci pentru Sfântul Nicolae. V-ați strădui să vă sporiți credința, v-ați strădui să-L slăviți pe Dumnezeu prin vorbele dumneavoastră și m-aș bucura dacă în perioada acestui post v-ați strădui să vă curățați sufletele. Și pentru că răsună, mai ales după sărbătoarea Sfântului Nicolae, în toată țara noastră glas de colindă, o să închei cuvântul meu de învățătură, pomenind de o colindă din plaiurile natale ale Mitropolitului Bartolomeu Anania, pe care el a cules-o. Este o colindă mai puțin cunoscută de noi, dar care dă glas câtorva din lucrurile pe care am încercat să vi le spun în această zi. Și spune colinda așa: și-L aștept pe Dumnezeu să mi-L ospătez și eu cu vin roșu ovășit, Dumnezeu fie sosit. Intră în casă după masă, găsim casă masa întinsă și pe masă vadra plină. Și ședea și se ospăta, ședea azi și ședea mâine, săptămâna, luna plină. Dacă luna se împlineară, Dumnezeu afară ieșeară, sus la cer se ridicară, lasă în casă sănătate și prin curte bogătate. Nu bogăție a lumii acestea vine Dumnezeu la Crăciun să ne lase în curte, ci dacă curtea este sufletul nostru, vine să ne pună darurile pe care și Sfântul Nicolae în această zi ar vrea să le împărtășească. Și închei cuvântul meu cu un alt colind, pentru că încercăm și noi, cei de astăzi, să creăm această atmosferă frumoasă de Crăciun. Și câți dintre dumneavoastră, mai ales cei mai în vârstă, nu sunteți nostalgici acum gândindu-vă la sărbătorile pe care le-ați petrecut alături de părinți, de frați, în satele de unde ați venit? Și cât de mirific și cât de mirifică era atmosfera creată de Crăciun. Atât de mirifică încât an de an ne simțeam și să dea Dumnezeu să ne simțim ca fiind la Miflaim alături de păstori, când îl găsim și îl îmbrăcăm pe pruncul Iisus. Și colinda cu care chiar voi încheia spune așa: creștinilor, noi astăzi un praznic mare avem, ca să-L putem cunoaște, veniți la Miflaim. Să mergem cu păstorii și să-L preamărim, căci pentru noi El s-a născut, veniți la Miflaim. Creștinilor, noi astăzi de grabă să alergăm spre a noastră mântuire, veniți la Miflaim. Amin. Slavă Tatălui și Fiului. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte Protopop, preacuvioasă Părinte, preacucernici părinți împreună slujitori, doamnelor preoteasă, onorate asistență, beneficiarii bucuriei de pline suntem noi, credincioșii parohiei Gherla II, care astăzi avem mare sărbătoare, amintindu-l pe Sfântul Ierar Nicolae și pregătindu-ne pentru sărbătorile deosebite ale nașterii Domnului. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru asemenea prilejuri și mulțumim celor ce astăzi au contribuit din plin la împlinirea noastră sufletească și la deschiderea sufletului către adevărurile dumnezeiești. Tot ceea ce spunea Părintele Protopop, tot la deschidere sufletească, se împlinesc în cuvintele pline de grijă ale Mântuitorului adresate tuturor celor ce s-au atins de El.
credința ta te-a mântuit. Mergi în pace. Să nu răstărmăciți expresia lui Hristos. Nu oricare credință, ci forța, puterea și adevărul pe care Sfântul era Nicolae, spunea Părintele Protopop, că trebuia îndreptat. Pentru că unii îl strâmbă prea ușor și prea repede. Deci forța, puterea credinței noastre ne mântuiește și ne-a mântuit pe toți. Aș vrea să învățăm astăzi două lucruri. Să fim uniți ca să putem birui și să fim milostivi și buni ca să ne putem mântui. Și dacă vom fi așa, sigur vom avea din partea lui Dumnezeu răsplată multă și din partea seminilor noștri recunoștință. Mulțumim din suflet pentru prezență la sărbătoarea noastră Părintelui Protopop Paul Isip, care a dat dovadă de echilibru și de dreaptă judecată. Și spun aceasta pentru că este o sărbătoare foarte vizată și Părintele a fost chemat în foarte multe locuri, unele chiar tentante. Și putea să lase ispitit și să spună, păi mă duc eu acolo unde e spuma, unde e lumea, unde sunt laudele mari. Dar n-a făcut așa. A găsit de cuvință să vină aici, la noi. Asta mă face să spun un lucru în care cred. Că Părintele Protopop, deși este tânăr, a umblat până acum pe multe cărări bătrâne. Și asta îi folosește și sunt sigur că îi va folosi în tot restul vieții. Îi mulțumim pentru acest fapt și îi dorim sănătate, bucurie și pace dânsului și Doamnei Preoteasă și tuturor celor dragi. Și împreună să putem face momente și sărbători frumoase spre slava lui Dumnezeu și spre bucuria noastră. Soborul nostru de astăzi n-a fost unul impresionant. Dar asta nu înseamnă că n-a reușit să ne impresioneze. Adică sobrietatea, adâncimea și seriozitatea cu care s-a slujit astăzi nu este la îndemâna oricui. Eu am o sintagmă care m-a salvat mereu și care am folosit-o de când eram tânăr. Atunci obligat și acum ca să lămurez lucrurile. Puțin și bun. De multe ori am fost în această situație. Nu știu dacă am fost puțin sau mulți astăzi, dar sunt sigur că cei ce au fost aici au fost buni. De aceea le mulțumesc din suflet pentru aportul la reușita slujbei pe care noi am săvârșit-o astăzi împreună. Mulțumesc Părintelui Dragoiosul Părinte Calinic, ecleziat la Sfânta Mănăstire Nicula, care astăzi ne este oaspete, dar căruia noi mereu, mereu, și când trebuie și când nu trebuie, îi suntem oaspeți. Mergem acolo și ne primește cu toată dragostea. Așa ca o gazdă bună și ca un om cu inima largă și deschisă. Și dânsul este aici pe baza unui sacrificiu. Săptămâna asta a fost pus să aleagă. Acolo sau acolo. Și din respect și dragoste pentru noi, a ales să vie aici. Pentru aceasta îi mulțumim din adâncul sufletului nostru. Mulțumim Părintelui Ioan Morar, care este și a fost aici împreună cu noi și care are legături nebănuite cu acest loc și cu această biserică. La fundația acestei biserici, Părintele, a fost multe planuri, multe gânduri și multe emoții. Și de ce nu poate sudoare? Poate că și aceasta a contribuit la această măreață înălțare a bisericii noastre și eu nu mă îndoiesc că Dumnezeu îi va răsplăti pentru multe. Îi mulțumim noi astăzi pentru prezența în mijlocul nostru și rugăm pe Dumnezeu de asemenea să-i dea sănătate, bucurie și pace dânsului și familiei. Părintele Vasile Cicioban îl consideră astăzi reprezentantul preoților din Gherla. A fost singur, dar asta este situația. Și iată că dânsul, în numele colegilor noștri din Gherla, a venit astăzi să fie împreună cu noi, împreună cu Doamna Preoteasă, să ne bucurăm împreună și să facem o sărbătoare
plătindu-ne astfel și datoriile frumoase pe care noi preoții le avem reciproc la săvârșirea slujbelor programurilor noastre bisericești. Îi mulțumim și dorim aceeași sănătate, bucurie și pace. Și apoi, copilul nostru de suflet al acestei parohii și al nostru personal, Părintele Dacian, care a călcat multe aici și va mai călca încă mult și bine, care a lăsat toate preocupările și obligațiile și a venit astăzi aici să fie împreună cu noi și să ne bucurăm. Mulțumim și îi dorim multă sănătate, bucurie și pace. Părintele Brodovov amintea aici foarte multe lucruri care ne prezintă în fața lumii și în fața lui Dumnezeu și amintea și de îmbrăcăminte. Nu uitați că pe de mâine, într-o săptămână, n-am văzut doar episcopul și mitropolit Andrei, va veni aici la noi, la biserică. Sperăm să fie o sărbătoare, o prelungire a acestei bucurii, o prelungire a hramului și o legătură cu sărbătoarea nașterii Domnului, care să fie la aceeași înălțime și să ne bucurăm în aceeași măsură. Rugămintea mea este, și a noastră, a tuturor, deși la noi nu s-a pus problema aceasta, este bine să o abordăm, aceia care mai au costume naționale, aceia ce mai au labe și le doi pe acasă, de-a lui Puna și de-a lui Mama, să margă să le deschidă, să le răcorească un pic, să le revenească și să le îmbrace. Și în duminica în care vine Naftul, să putem fi mai români și prin portul nostru național. Un atu extraordinar pe care România îl are pe lângă altele pe plan internațional. Sperăm să fie aici un grup de colindători, sau două chiar, care alături de corul nostru să facă o sărbătoare frumoasă în pragul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Vreau să mulțumesc, așa cum se cuvine, membrilor Consiliului Parohial și a Comitetului Parohial pentru implicarea și interesul pe care și l-au dat pentru buna organizare a acestui hram, care s-a desfășurat prin aici, continuă mai departe și sper să se încheie cu bine. Mulțumesc corului pentru desfătarea pe care ne-a făcut-o din punct de vedere duhovnicesc al cântării minunate, doamnei Marinescu, care iată din nou a fost împreună cu noi aici la biserică, la biserica noastră, la biserica dânsii, până la urma urmei, că este biserica dumnealor. Și în ultimul rând, dumneavoastră, tuturor iubiți credincioși, aș vrea să nu ne despărțim, să nu facem niciodată o perdea între noi și dumneavoastră. Pentru că ar fi cel mai mare pericol. Dacă am pune în cântar cine e mai important, cel ce vorbește sau cel ce ascultă, în asemenea împrejurări ar fi foarte greu de determinat. Prin urmare, să vă simțiți grei, să vă simțiți importanți, să vă simțiți vii și adevărați, pentru că până la urmă, noi și dumneavoastră sunteți ce? Biserica cea vie a Dumnezeului Celui Viu. Vă mulțumesc pentru toate. Pentru care nu le știu și le-am uitat, sunteți scriși în Cartea Vieții. Și acolo nu se pierde nimic. Iar Dumnezeu dă bună răsplată tuturor. Am vorbit un pic mai mult, că am crezut că copiii vor uita că e Sfântul Nicolae, dar văd că ei au ei planul lor, au ei gândul lor, pot eu vorbi ce vreau, că ei știu ei ce știu. Și atunci, iată că mă opresc și voi spune că Părintele Brodovov, venind către biserica noastră, s-a întâlnit cu moșul. S-a întâlnit cu el și nu numai că s-a întâlnit, dar l-a încredințat, ca în numele lui, că e foarte, vă dați seama cât are de umblat, pe unde are de mers. Și numele moșului, Părintele, să împartă darul copiilor. Eu sunt sigur că îi cunoaște pe tot, moșul știe că ei sunt cu minți, ascultă, se roagă, îți buni, învață și, prin urmare, o bună răsplată le dă acum prin prezența noastră aici. Prin urmare, copiii care sunt aici la biserică, îi rugăm că le duc așa, cu răbdare, să nu facă acum vreo boroboasă. Să fie cu minți, să stai cu minți, că toți au daruri și să vină și Părintele să le împarte darurile pe care moșul le-a adus. Rugăm pe Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze și să vă ajute la toți acum și în veci. Amin.
Treceți prin curte, uitați-vă, e vin la o poveste, după grăbiță.